Ce mi se pare foarte stupefiant e că mulți oameni pretind că sunt cineva online și au o grămadă de probleme cu care se confruntă și nimeni nu-și dă seama. Noi cred că ar trebui să avem acel discernământ și să venim cu programe, spre exemplu, care să îi atragă pe oameni spre ceva concret, probleme cu drogurile, cu alcoolul, cu tot felul de robii sau probleme, și astfel să găsească soluții bune, reale, eficiente, care se transforme. Pentru că soluții sunt o grămadă, dar în final duc la mai rău. Ori noi știm în cine avem viață și asta ar trebui să promovăm.